Jurnalistul Liviu Alex a sesizat inspecția judiciară cu privire la încălcarea de către judecătorul Cristian Danileț a codului deontologic al judecătorilor și procurorilor. În articolul 18.2 din capitolul 6 al codului deontologic al judecătorilor și procurorilor se spune clar că judecătorii și procurorii nu își pot exprima părerea cu privire la probitatea profesională și morală a colegilor lor, a afirmat Liviu Alex într-o postare pe Facebook. Patronul grupului Presa Bună susține că Danileț trebuie sancționat pentru mai multe fraze rostite de judecător pe un forum al magistraților. Am întâlnit pe acest grup indivizi care au furnizat an de rândul informații către presă, oameni cu viziuni politice exprimate deschis, deși acest comportament este interzis de regulile profesiei, alcoolici care au furnizat poze cu magistrați către presă, bolnavi psihici care au transformat grupul în loc de defulări. S-au dus atacuri nu suburbane, ci de-a dreptul nesimțite, de la amenințări cu dosare penale la amenințări cu bătaia, cu insulte și calomnii demne de băieți din spatele blocurilor gri. Am văzut comentarii ale proceselor în curs de derulare, ba până și indivizi care pozau în deontologi, dar dincolo stăteau la masă cu politicieni și ofițeri din SRI, a relatat jurnalistul citând din afirmațiile judecătorului Danileț făcute pe grupul Magistratro de pe platforma Yahoo. Grupul respectiv a fost inițiat de Danileț în anul 2004 și a fost închis de magistrat în urmă cu câteva zile.